De nevoie iscusit, rubrică realizată de AgroTV cu ajutorul meșterilor din ferme și din gospodării. Vă propunem astăzi un alt subiect dedicat tuturor gospodarilor care doresc să scape de melci. Mergem în minutele următoare într-o vizită pe canalul YouTube Fermierul Adrian, unde aflăm detalii despre două variante de capcane pentru melci. Andreea Gheorghiță a descoperit acest canal dedicat nevoilor gospodarilor atât pentru agricultură, dar și grădinărit sau legumicultură. Este un alt exemplu al faptului că de nevoie începi să fii iscusit. În plus, dacă mai și studiezi, atunci limita este cerul. Rubrica de nevoie iscusit vine în sprijinul gospodarilor cu două soluții pentru combaterea melcilor din grădini. Ingredientele necesare pentru prima rețetă sunt zahărul, o linguriță, un borcan și o bucată de drojdie proaspătă, dar și apă. Pentru a doua rețetă, gospodarul are nevoie doar de o farfurie și o cutie de bere, de preferat cu o aromă dulce, precum cea cu lămâie. Din cauza timpului limitat, o să vă prezentăm o sinteză din filmare. Tot clipul cu metoda îl găsiți dacă intrați pe canalul de YouTube Fermierul Adrian. Aveți nevoie de un borcan, dar un borcan mai mare de 800. Un lucru foarte important când utilizați această metodă. Să știți că mulți pun borcanul, deci pun aici drojdia, după care pun borcanul așa. Uitați așa, nu știu dacă se poate vedea. Aici. Până urcă melcul, vă dați seama, până urcă melcul pe borcan și intră în borcan, se face dimineață. Așadar, cea mai bună variantă este în felul următor. Luăm un șpaclu sau ce aveți dumneavoastră pe la îndemână și ne punem pe săpat. Eu, de exemplu, o să montez aici. Trebuie să săpăm, să-l băgăm la nivelul pământului, ca melcul să vină foarte ușor să pice în capcană. Uitați, l-am băgat aici. El vine de aici, frumos, când simte mirosul de drojdie și poc, s-a băgat în borcan. Eu montez borcanul acum, o să vă arăt cum pun și drojdia și lingurița de zahăr, după care, mâine dimineață, venim să vedem ce rezultat avem. Și avem borcanul aici, zahărul și drojdia. Punem apă în borcan, dar nu plină. Deci nu punem borcanul plin, îl punem cam jumătate. E, atât e bine, pentru că vă explic și de ce nu trebuie pus plin. În primul rând, melcul o să aibă posibilitatea să iasă dacă e plin. Și în al doilea rând, dacă intră un melc 2, 3, 4, 5, nu o să mai încapă și vă dați seama că ies în afară. După aceea, puneți o lingură de zahăr, uitați, așa. Deci o lingură. Și nu în ultimul rând, ceea ce adoră melcii. Așa. Luăm lingura acum. Amestecăm foarte, foarte bine. A doua variantă, bineînțeles, aveți nevoie de un vas, o farfurie mai adâncă și bere. Să știți că nu orice fel de bere funcționează. Eu recomand o bere dulce. Aceasta este o bere cu lămâie. Nu vreau să fac reclamă firmei respective, dar ca să știți, noi, asta este o bere cu lămâie. Deci acolo avem doi, iar aici, ia uitați, cred că cu siguranță sunt mult mai mulți în borcanul cu drojdia. Sănătate tuturor, Doamne ajută tuturor. Și până data viitoare când ne vom revedea și te găsi la un nou vlog, toate cele bune!